Salutare oameni faini și bine v-am regăsit la un episod de Clash Royale, de data asta un episod mai special. Am 7 chesturi, din cele 7 chesturi sper să îmi pice Skeleton Army, dacă nu îmi pică nu-i stres. Bam, o am aici și o cumpăr pur și simplu. Bun, ce o să mai fie special în episodul ăsta? Facem clan, pentru că am, cât am, 1700 coinuri, plus ce mai primesc din chesturi o să trec de 2000, pot să-mi cumpăr și Skeleton Army, pot să fac și clan, așa că să-i dăm drumul. Începem cu astea gratuite. Minion Horde, nu prea. Și rocket-ul ăsta, nu înțeleg de ce tot îmi dă. În fine, dacă vă place seria asta de Clash Royale, apăsați și voi butonul de like. Nu știu exact cum o să fie cu clanul, dacă pot să adaug extrem de mulți oameni sau numai gen 50 sau ceva în gen am observat. Oricum o să-l fac pe bază de invite. Ceea ce înseamnă că nu poate să intre toată lumea. Și vedem cum facem treaba cu clanul. Bun, hai să vedem din Silver Chest. Dar ceva bun. Da, grozav până acum. Fenomenal. Da, probabil că nu o să-mi pice nici de data asta. Cum îi zice. Skeleton Army, dar noroc că pot să o cumpăr. Bun, Rocket, frate, dă-i să fie. Nu prea văd rostul la rocket-ul ăsta. E 7, parcă esență. Esență, elixir. Bun, și acum cred că ăsta e mai slab decât astea două. Golden chest, ăsta parcă e destul de jmecher din câte am citit. Ia să vedem ce îmi dă aici. 135 gold, goblin hat rare, barbarian hat rare, goblinii și Tesla, da. Superb, până acum e perfect. Exact cum așteptam să fie. Dar dintre astea două nu știu care e mai jmecher. Dar cred că ăsta e mai rar și mai interesant decât crown chest-ul. Deși nu 100% sigur de asta. 285 gold, nice. Niște gems, Tesla din nou, aiurea. Arrows, hai să zicem că o să-l folosesc la un moment dat într-un pachet. Minions, la ăsta am level 6. 100 de cărți, mă costă 1000 parcă upgrade-ul, nu cred că o să le mai fac eu upgrade prea curând. Fireball-ul folosesc, deci e bun ăsta. Bun. Și practic ultimul chest, care e destul de rar. Și-a trecut deja 3 minute, nice. Hai să-i dăm. Păi vedem ce a ieșit. 918 gold de ăsta, ești nebun. Skeletons, nașpa. Barbarians, nașpa rău. Pentru că nu-i folosesc absolut deloc. Și Pekka, da. Din nou n-am avut nici un pic de noroc să primesc Skeleton Army, dar o să o cumpăr direct pentru că am 3500 și aia e. În sfârșit am și eu Skeleton Army. Este. Să mai cumpăr oare una și să nu fac clan? Ne. Bun. Asta e pachetul pe care l-am folosit în ultima vreme. Probabil că o să înlocuiesc Baby Dragon cu Skeleton Army. Pentru că nu prea îmi place Baby Dragon-ul. O să încerc oricum așa, pentru moment, să vedem cum o să funcționeze pachetul, dacă nu îl bag Baby Dragon-ul și înlocuiesc, nu știu, goblinii ăștia sau ceva, sau unul din spell-uri. Vedem. În fine, hai să facem clanul. Create. Clan name. Oamenii faini. Să pot să scriu cu diacritice tot? Cu diacritice. Cu majuscule. Oare cum ar fi mai fain? Oamenii faini. Oh, și din asta pot să cum are. Să cred că trebuie să-l fac pe un live. Și să votăm cum ar trebui să-l numim clanul. Hai să lăsăm așa, bun. Pentru moment. Ce chestie din asta să punem? Ying-yang. Asta e faină. Bun. Type, ăsta-l pot schimba. Aici la description nu o să pun nimic momentan. Required trophies. Mă, minim 1200, să zicem. International location. România. Deși nu știu dacă are rost să selectez. Dar o să selectăm. Probabil că nu se schimbă oricum nimic. Da, să fie acolo. Unde-i frate, nu dau din România o dată. Bun. România.
Dar nu știu dacă să las așa numele, oare pot să mai schimb clan name-ul? Creator, un clan, nu știu ce, leader, bla bla bla. Oamenii faini. Sau să pun sec, oameni faini. Oamenii faini, oamenii faini. Cred că așa-l las. Dacă nu, pana aia. Cred că pot să mai fac unul. Nu știu dacă pot să fac mai multe clanuri, dar vedem. Posibil să poți să-i dai delete la clanul actual și să faci încă unul, habar n-am. Dar las așa și description, habar n-am. Poate o să-mi pună link la contul de YouTube și asta ar fi o idee bună. Deci nu știu dacă ți-a lasă să faci reclamă, în fine. Oamenii fine, las. Semnul de exclamare, posibil să nu mă lasi să-l pun sau m-a lăsat. Nice. Bun, deci ăsta e clanul. Oamenii fine. Clan trophies 671. Deci și aici ne putem bate cu clanul. Sau clan tag, nu știu ce. Leave settings, ia să vedem, pot să... Na, nu mai pot să schimb numele. Deci el așa o să rămână pe veci. Clan battle chest. Friendly battle. Da, request card. Deci pot să cer cărți, asta e fain. A, nu, nu pot să cer epice, what the fuck. Deci trebuie să ies din arena 4 ca să... Na, nașpa. Bun. Mai este oare ceva de făcut pe aici? La clan? Nu cred. Sau? Bun, păi ăsta e clanul. Oamenii faini. M-a lăsat și să pun semn de exclamare. Este un top undeva unde vedem de ce loc suntem sau... Info, bla bla bla, chest. Aici nu știu ce trebuie să fac, probabil că trebuie să mă bat sau total clan battle. A, trebuie să ne batem cu clanul. Clan battle, cancel, mânca ceas, nu ne trebuie, că nu știu ce trebuie să fac. Aici e un chat, nice. Bun, în fine, chestiile astea probabil că le știți voi mai bine. Oricum, dacă intra adminii care sunt moderatori, în fine, dacă intră cumva moderatorii care sunt pe chat la ăsta, la live-uri, o să le dau și aici admin sau ceva, cred că este co-leader, nu știu exact cum funcționează, dar vedem. Așa că să-i dăm o bătălie, să încercăm Skeleton Army să vedem ce face și cred că e destul pentru un episod de vreo 10 minute. Oricum, mai mult am făcut episodul ăsta ca să vă anunț că în sfârșit am și eu Skeleton Army și că am făcut clanul pe care îl doreați. E atâta timp. Asta e un rush, vreau să dau. Un mega rush. Am mai făcut fază de genul și o funcționa super bine. Să văd dacă iese din nou la fel. Deși după câteva, dar nu ieși chiar bine. Dacă aveam și asta în combinație, era perfect. Punem aici și așa. Da, Giant-ul era bine dacă apucam să-l bag mai rapid. Dar în fine. Nu-i stres. Scotim horda. Și n-am cu ce să mă apăr în aer. Aici era bun baby dragon, ce-ai drept. Da, o să-mi spargă turnul ăsta, da, asta este, n-am ce face. O să-i sparg și aici și sper să reușesc să-i dau 3 stele. Că punem porcul Hog Rider și nu o să ajungă probabil. Da, o să mă bat, da, asta este, nu niciun stres. N-ar fi primul defeat. Oh, mamă, cu câtă trupă vine mânca această neșită. Da, cred că m-am opleznit aici. Sau? Încă nu. Mai am o șansă. Dacă reușesc cu un rush maxim să intru, să-i sparg direct. Dar nu cred. Așa că o să încerc să joc un pic defensiv pentru moment. De acolo la început a fost greșeală, că m-am băgat așa. Balls deep. Mamă, cât damage, fratele meu.
Acum, ăsta e momentul în care câștig sau pur și simplu o să pierd meciul și m-am dus dracu. Dar cred că îi pierdut pentru că are mult mai multe trupe. Și nu mai am ce să fac pur și simplu. Da, îi pierdut meciul, asta este. Măcar am încercat, frate, ce să faci? Vine cu balon, cu avion, în fine, nu contează. Ne auzim la următorul episod și v-am zis, oamenii faini, dacă vreți să intrați în clan, să aveți măcar 1200 de trofee din astea și cam atât. Bănuiesc. Mai e ceva pe aici? Claim. Bun. Da, a fost un match foarte nașpa și nu reușesc nici cum să mai intru în arena 5 și dacă intru în arena 5, pic din arena 5 înapoi în 4 pentru că pierd multe la rând. În fine, oricum match-ul ăsta a fost greșeala mea. Ne auzim la episodul următor. Mulțumesc de vizionare, dați un share, un like, ceva. Intrați dacă vreți în clan, deși cred că am pus pas de invite și deja mi-a apărut ceva pe aici. Sau nu? În fine, ne auzim la episodul următor. Forță maximă și salut!